Propune la vot și propunerea de a se vota prin vot unii nominal. Cine este pentru? Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru voturi. Așa că vă anunț că în regulamentul Consiliului Local nu mi-aduc aminte să se prevadă să fie nevoie de, să fie prevăzut supunerea la vot atunci când un consilier local solicită vot nominal. S-a mai întâmplat situații în această în această sală și nu mi-aduc aminte să fi supus la vot. Da. Până se lămurește situația, chiar v-aș ruga, doamna consilier, să mă lăsați să încerc măcar să conduc ședința, ca altfel iarăși să ajungă la cruze de partea colegilor, că am pierdut ședința din mână. Dar, doamnă președinte, e o situație foarte gravă. Este vorba de 200 milioane de lei greci care s-ar putea vreodată să ne fie imputați. Aceste sume de bani s-ar putea să ne fie imputate la anul în situația în care Curtea de Conturi va veni în control. Deci eu doresc să fie condamnat nominal fiecare votul fiecărui consilier local. Da, am reținut, se verifică acum dacă este statutar sau nu și procedăm în continuare conform statutului. Consiliul local hotărăște la propunerea președintelui de ședință ce modalitate de vot se va folosi în afară de cazul în care prin lege nu se stabilește o anumită procedură de vot. Deci, Consiliul local hotărăște la propunerea președintelui de ședință ce modalitate de vot se va folosi în afară de cazul în care legea nu reglementează. Să nu înțeleg de ce le este teamă. Să votăm nominal. Chiar nu înțeleg. Deci am ajuns în această situație. De ce nu dorim? Eu nu înțeleg de ce nu dorim să votăm nominal. Asta nu înțeleg. Vă este teamă cumva că acest proiect de lege este nelegal și va putea să răspundă vreodată? Domnul primar, nu. Eu vă rog frumos. Cineva v-a întrebat pe dumneavoastră de ce n-ați votat la străzi? A avut cineva curajul să vă întrebe de ce n-ați votat? Dar n-a solicitat nimeni. Dacă, nu, dar de ce n-ați votat la străzi? Domnul primar, nu suportă comparații. Vă rog frumos. Dacă cineva ar fi dorit și ar fi solicitat vreun coleg, aș fi fost prima care aș fi ridicat mâna, pentru că eu spun de fiecare dată. Eu de fiecare dată îmi spun, mă rog să se confirmeze fiecare consilier cum votează, atunci când este împotrivă și atunci când există abțineri. Și m-am solicitat să votăm nominal. Nu, vreau un singur lucru și nu mai spun nimic toată ședința, să-mi spuneți de ce nu se dorește vot nominal pe acest proiect. Consider, deci în prima dată cred că s-a înțeles ceea ce ați vrut să spuneți, am înțeles cu toți, cred că prea bine. Cred că împingeți un pic prea mult, nu știu ce să zic. De ce nu se vrea sau cine se teme? Nu e vorba nici că nu se vrea, nici că nu, că cineva se teme. O să procedăm conform statutului, am reținut propunerea dumneavoastră, o să punem votului. Și cu acord... A fost deja un pic de mai... Având în vedere acestea, o să supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine? Mai întrebare, vă rog, e constructivă. Vă rog. Primăvara Dujană. Fundația Primăvara Dujană este o fundație care crește copii pentru Cluj, da? CFR-ul ce fundație are? Ce pomieră de copii, prin ce fundație lucrează CFR-ul? Are și eu, nu știu. Este o cale legală să dăm asociațiilor și fundațiilor acești bani? E o întrebare. Pe legea 350. Da, pe legea 350. Putem să găsim soluția asta, să vedem oamenilor banii și să ieșim totuși din starea de ilegalitate. Mi-e greu să formulez toată povestea asta cu titlul de amendament, pentru că pun în ecuație două entități care nu erau în corpul proiectului de hotărâre.